Domnul Maestru Horea Bădescu, îmbrăcați în haine de gală, ne bucurăm astă seară cu toții văzând că din vechi manuscripte cărți noi ies prin strădania academicianului profesor Ioan Aurel Pop. Transilvania a fascinat în egală măsură pe cărturarii români, pe cei maghiari, pe cei germani, evrei, armeni sau chiar și străini, trecători prin acest spațiu sau naturalizați pe pământul prietenos și generos al provinciei. Fiindcă distinsul profesor Mircea Mutu, în cuvântul înainte, l-a citat pe savantul Emil Turdeanu, redând în cuvinte splendide faptul că Transilvania, în opinia lui Emil Turdeanu, reprezintă esența românismului, vă rog să mă îngăduiți să invoc în fața domnilor voastre un alt citat, și nu întâmplător, pentru că la sfârșitul acestuia sunt cuvinte foarte potrivite pentru a descrie ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 100 de ani. Suntem în preajma, așa cum știm cu toții, a unui secol de când s-a vărsat sânge românesc, sânge al românilor din vechiul regat pentru românii din Transilvania. Citatul îi aparține lui Nicolae Titulescu și l-a spus într-un discurs rostit la Ploiești în mai 1915, citez: Ardealul e leagănul care a ocrotit copilăria, e școala care a făurit neamul, e farmecul care a susținut viața. Ardealul e românismul restriște, e întărirea care depărtează vrăjmașul, e viața care cheamă viață. Pentru Ardealul e viață care să nu se stingă cu plăcere. Pentru Ardealul e sforțare care să nu se ofere de la sine. Pentru Ardeal totul se schimbă, totul se înfrumusețează, până și moartea se schimbă. Încetează de a fi hidoasă, devine atrăgătoare. Și a devenit atrăgătoare, cum spuneam, în urmă cu 100 de ani, când primele piese de martir românesc au căzut în munții Transilvaniei. Transilvania aceasta, care este dincolo de o realitate fizico-geografică și o imensă scenă istorică, ca să-l parafrazez pe un alt distins savant clujean, Mircea Zaciu, o stare de spirit greu traductibilă în cuvinte, i-a inspirat în ultimele decenii pe foarte mulți istorici, astfel încât academicianul Ioan Aurel Pop se situează într-o onorantă galerie a marilor istorici români ardeleni sau din vechiul regat, care au dedicat cărți monumentale, analize istorografice care vor străbate secolele. Silviu Dragomir, Ioan Lupaș, Ștefan Pascu, Constantin Taipoviciu, Constantin Cejurescu, Cornelia Bodea, Virgil Cândea, sunt doar câțiva dintre cei care au consacrat Transilvaniei monografii și lucrări fundamentale. Prin cele 20 de capitole, unele fiind studii în adevăratul înțeles al cuvântului, pornind de la paradigme esențiale și cu un aparat critic adecvat fiecărui subiect tratat, altele, mai cu seamă ultimele trei, eseuri, dacă are însă se fundamentează pe ipoteze științifice și argumente logice, autorul realizează deci în aceste 20 de capitole un veritabil excurs în istoria milenară a provinciei. În același timp, din conținutul cărții, răzbate și un alt fir roșu, anume acela al unității teritoriale și spirituale firește a neamului românesc, o veritabilă pledoarie pentru românism, în cel mai pur sens înțeles ca matrice națională, care trebuie și poate să asigure românilor un loc bine meritat între națiunile Europei și lumii. Ca fiind observator al istoriei Transilvaniei, dar și a celei naționale în context european, ce este deja de câteva decenii, academicianul Ioan Aurel Pop analiza situația provinciei din vremurile antice ale genezei poporului român până după Marea Unire, în strânsă conexiune cu contextul geopolitic în care se afla Transilvania, în special, și țara noastră în general. Autorul reușește să facă o pledoarie inegalabilă pentru renunțarea la regionalism și plasarea evoluțiilor din spațiul românesc alături de cele din teritoriilor cuite de alte popoare, de alte națiuni din Europa Centrală. Academicianul Ioan Aurel Pop nu este doar un istoric și un dascăl respectat și iubit, ci și un constructor de instituții, un om al cetății, o conștiință activă și responsabilă, prezentă în dezbaterile publice privind soarta disciplinei ce o profesează, în polemicile referitoare la evoluția comunității locale și a țării. Astfel, domnia sa nu este doar un istoric, dar face, prin ceea ce întreprinde de aproape 4 decenii, și istorie. Academicianul Ioan Aurel Pop și-a lăsat astfel amprenta inconfundabilă asupra destinului instituțiilor și al oamenilor care gravitează în jurul lui. De aceea,
prezentei cărți nu i se putea alege un titlu mai potrivit, fiindcă acesta reflectă cuprinzător deopotrivă opera, dar și conștiința și implicarea publică a autorului. Felicitări deopotrivă autorului și în același timp și editurii Școala Ardeană pentru această lucrare superbă pe care ne-o pune înainte. Și pentru că am invocat și editorul care a avut și el un merit deosebit pentru apariția acestei lucrări, îl poftesc pe domnul George Vasile Dâncu, directorul editurii Școala Ardeană, să ni se alăture cu gândurile domniei sale. Vă rog, domnule Dâncu.